Mergem mai departe și spunem, domnule, am luat act de avizul condiționat. Și atenție, avizul condiționat, și aici o să fac o mică paranteză juridică, da? Avizul condiționat de descărcare de sarcină arheologică implică, dacă luăm o logică simplă pe contrario, dacă nu ai descărcare arheologică pe amplasament, avizul nu mai e favorabil. Deci aici este automat el se duce. Exact. Salut. Deci erai avizul, nu mai poți lucra. Corect. Erai obligat ca beneficiar să faci această cercetare și să obții descărcarea de sarcină arheologică pentru ca avizul respectiv să fie favorabil. Altfel nu era favorabil. Am spus, ok, mergem mai departe. Am preluat noi această sarcină, această condiție. Da? Am contractat, atenție, am contractat, trebuie făcut, nu se poate, trebuie să depășim momentul ăsta, monumentul ăsta trebuie să intre în reabilitare, restaurare. Am contractat această descărcare de sarcină arheologică. Cu cine? Cu specialiști atestați în domeniu. Ia ghiciți, după ce contractăm noi descărcarea de sarcină arheologică, ce hârtie primim noi din partea Consiliului Județean Neamț? Că facem noi chestia asta cu specialiștii noștri. Nu! Că nu recunosc specialistul. Nu! Opriți imediat orice demers privind descărcarea de sarcină arheologică. Și e negru cu explicații? Cu explicație că e terenul lor și fac ei ce vor ei. Mergem mai departe. Și am spus, în regulă, noi suntem obligați, potrivit contractului, să dăm curs solicitărilor beneficiarului. Dar i-am răspuns. Vedeți că dacă nu obținem această descărcare arheologică, condiție de obținere a avizului următor la faza documentației pentru autorizație de construire, nu vom putea obține autorizația.